scrisorii, leacă cu o serie de trăsături pe care acesta le cultivă cu materialele, dincolo de abilitățile cognitive pe care acesta și le dezvoltă. Una dintre cele mai cunoscute este probabil independența. Independența aceasta vine din lucruri cu materialele și din faptul că copilul este lăsat să facă lucruri singur. Prin lucruri cu materialele, independența aceasta devine în prima fază funcțională, tocmai pentru că el reușește să facă din ce în ce mai multe lucruri singur și să-și rafineze mișcările. Iar apoi, având încredere în sine și cunoscându-se și știind până unde poate să lucreze, copilul dobândește și o independență emoțională, care, practic, înseamnă încredere în sine, cunoaștere de sine și alegerea în mod conștient. Încrederea în sine este una dintre alte trăsături foarte importante cu care copilul pleacă din Montessori de Montessori. Și vine din faptul că el începe să vadă că poate să facă tot felul de lucruri, că devine priceput la tot felul de lucruri și că abilitățile pe care acesta le are devin din ce în ce mai multe și din ce în ce mai rafinate și punctuale. Prin faptul că copilul este lăsat să aleagă lucrurile pe care le face în mediul Montessori, copilul practic începe să aibă încredere și în mediul în care acesta lucrează, în adulții din jurul lui și în colegi. O altă trăsătură este motivația interioară pe care copilul și-o dezvoltă pe parcursul celor 3 ani sau 6 ani, în funcție de ciclul pe care îl parcurge. Și această motivație interioară vine tocmai din faptul că copilul începe să lucreze fără să fie stimulat din exterior să lucreze. El lucrează pentru că simte că are nevoie să lucreze și lucrează exact cu ceea ce își dorește și simte în momentul respectiv. Bineînțeles, adultul are un rol foarte important ca ghid în ajutorul pe care îl oferă copilului și în îndrumarea acestuia spre a găsi exact ceea ce îi se potrivește într-un anumit moment dat. Foarte strâns legat de această motivație interioară este și autocontrolul copilului, care se dezvoltă treptat și acesta, bineînțeles, prin exersare și prin repetiție. Dar foarte important este că acesta nu vine iarăși din exterior, ci vine din interiorul copilului. El reușește prin faptul că își alege materialele în funcție de nevoile lui și prin faptul că lucrează cu un program personalizat, să spun așa, reușește să ajungă la un autocontrol care treptat devine o disciplină interioară. Acesta vine de la cele mai mici detalii până la a avea răbdare să aștepți să se elibereze un material care încă este în lucru cu un alt coleg, până la a avea răbdare să îți controleze anumite mișcări, pentru că în anumite momente devenim foarte nervoși sau devenim foarte stresați și poate primul impuls este să lovim pe cineva, poate primul impuls este să împingem. Acum copilul, parcurgând un ciclu Montessori, reușește să apeleze la alte instrumente ca să-și controleze aceste trăiri și să le verbalizeze într-un mod care să fie eficient și ok și pentru ceilalți. Respectul față de sine și respectul față de ceilalți și față de mediu este poate una dintre cele mai importante lucruri cu care copilul pleacă din mediul Montessori. Pentru că, dincolo de aceste cunoștințe cognitive pe care orice copil poate să le dobândească, este foarte important să reușim să fim adulți aceia care o să pășească în lumea viitoare, conștienți de sine, dar conștienți și de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și reușim să respecte, dincolo de dorințele proprii și de stilul fiecăruia de a fi și stilul celorlalți de a fi. Și felul în care ceilalți se manifestă și felul în care ceilalți privesc lumea. Respectul față de toate aceste lucruri vine din faptul că învățăm prin autocontrol și prin motivația aceasta interioară să fim atenți la ceea ce ne înconjoară. De la cele mai mici detalii până la cum așezăm o tavă pe un raft, până la dacă dăm peste cineva să ne cerem scuze,
dacă vedem că cineva are nevoie de ajutor să fim acolo, fără să ne roage cineva să facem asta, ci pur și simplu pentru că înțelegem că nevoia noastră în acel moment nu este poate cea mai importantă, ci acelălalt care are mai mare nevoie de ajutor. Acestea sunt în mare niște trăsături pe care copilul care pleacă din mediul Montessori va reuși să le dobândească și vor pune bazele viitorului adult, care va fi un, cum spunea și Maria Montessori, un om al timpului și al locului său.